Ampla acțiune de verificare a plajelor lărgite în stațiunea Mamaia, reprezentanții apelor române i-au luat astăzi la întrebări pe operatorii de plajă care au amplasat șezlonguri și umbrele pe suprafețele noi de nisip, deși acest lucru este strict interzis. De la începutul sezonului turistic și până acum, operatorii de plajă care au încălcat regulile au fost amendați cu 600.000 de lei, iar în total amenziile împărțite de apele române pentru neregulile constatate pe plajele românești se ridică la 3 milioane de lei. Se verifică legalitatea tuturor activităților care au loc pe plajă, de la activități care au legătură cu activitatea fiscală, cu începerea de anumite taxe pentru șezlonguri, pentru umbrele, pentru alte activități care au legătură cu această activitate. Vreau să menționez că de această plajă au acces toți cetățenii, toată populația, familiei, accesul este liber și nimeni nu poate percepe vreo taxă pentru ceva anume pe această plajă nouă. Cine face acest lucru, îl face în mod totul legal. Asta verifică inspectorii noștri acum. Turistul, persoană fizică, are voie să-și amplaseze umbrela proprie, șezlongul propriu, fără a plăti o taxă sau vreun beneficiu de natură materială cuiva. Cei care fac astfel de lucruri fac. Vreau să vă mai spun că de la începutul sezonului turistic, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a aplicat un număr de 161 de sancțiuni în valoare totală de aproape 3 milioane de lei. Numai pe plaja nouă, în dreptul care ne aflăm acum, sancțiunile au fost în număr de 41, care se ridică și ele la o valoare de 600.000 de lei.